Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Campania noastră Verde în Față ajunge astăzi într-un oraș aflat în inima României și despre care se spune că este polul frigului la nivel european chiar. Miercurea Ciuc are în fruntea sa de 4 ani un primar cu ștate vechi în probleme de mediu. Attila Corodi a fost secretar de stat în Ministerul Mediului și de 2 ori în rolul de ministru al mediului, atât în guvernul Tăriceanu, cât și pe mandatul de premier al lui Mihai Răzvan Ungureanu. Astăzi, domnul Attila Corodi este primarul orașului Miercurea Ciuc și invitat la Misiunea Verde. Bun găsit și mulțumesc tare mult că ați acceptat Bine v-am găsit, îmi face bani de plăcere. Verde în Față vorbim astăzi și abia aștept să îmi spuneți, sunt foarte curioasă pe o scară de la 1 la 10, unde 1 este cel mai important, 10 desigur deloc important, pe ce loc se află mediul în administrația și în prioritățile dumneavoastră acolo la Miercurea Ciuc? Dacă facem un calcul foarte realist, undeva la nivelul 8. De ce 8? De ce? Puțin. Și nu 10, nu este puțin, eu cred că este echilibrat, pentru că unul e cel mai dacă important. Vorbim, unul e cel mai important, atunci am invers, spus. Atunci spunem nota 3, adică dacă am vorbit de dezvoltare durabilă, ar fi de nota 1, dar în sine mediul ajunge undeva la nota 3, asta înseamnă că tot ce înseamnă zona verde, eficiență energetică, transport în comun, structură urbană, toate sunt prioritare și cum converg Le luăm pe rând. Politicile acestea. Eu am tot căutat, să știți, în documentarea mea să văd ce a făcut fostul ministru al mediului Miercurea Ciuc. Mă așteptam să fie și mă aștept, sincer, să fie un model și pentru alte orașe. N-am găsit mare lucru, ori nu comunicați, ori... Comunicăm, dar adevărul este că presa maghiară este foarte interesată de Miercurea Ciuc, presa românească într-o mică parte, mai ales pe teme politice, mai puțin pe temele urbei. Asta este o păcat, dar acum putem compensa. Iată, să compensăm așa, dar în cei 4 ani de mandat, care este cel mai important lucru pe care l-ați făcut în Miercurea Ciuc din această perspectivă a mediului? Poate începutul, că suntem dintre puținele orașe care au o strategie pe schimbări climatice, atât adaptare cât și lupta împotriva schimbărilor climatice. De ce e important? Pentru că am vrut de la început să setez și să setăm câteva politici publice clare pe termen mediu, pentru tot ce înseamnă climă, mediu, protecția mediului. Astfel am fi lucrat foarte destructurat și acum avem o structură de acțiune pe care putem să le implementăm cum prindem șansa sau momente propice pentru acestea. E foarte important ce ați spus, pentru că, într-adevăr, eu tot văd documente scrise, strategii de dezvoltare durabilă, dar care concret nu au nimic. Însă, în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice, care este extrem de importantă, să știți că ea nu există nici măcar la nivelul guvernului. Și sunt foarte curioasă să-mi spuneți care sunt primele lucruri la care vă uitați atunci când veți pune, sau nu știu dacă ați început deja să puneți în plan această strategie de adaptare la schimbările climatice, care, iată, schimbările climatice sunt, există, ne afectează deja, nu putem să așteptăm să se mai întâmple ceva. Ce înseamnă la noi adaptare? La noi adaptare înseamnă efectiv partea de eficiență energetică, înseamnă apele pluviale care trebuie gestionate cum se cuvine, înseamnă spațiile verzi, înseamnă investiții în infrastructura rutieră în care absorpția căldurii să fie mai mică, adică sunt exemple destul de clare. Ce înseamnă arboretul din oraș, pădurile din zonă, ce înseamnă managementul deșeurilor legat de partea de sustenabilitate. Adică sunt câteva lucruri care, dacă sunt bine organizate, chiar ajută la adaptare. Bun, atunci haideți să începem cu spațiile verzi, da? Că din perspectiva anotimpurilor, iată, se încălzește din ce în ce mai mult. Chiar și la Miercurea Ciuc au fost recorduri de temperatură la începutul Din păcate, anului. Și acum a fost 16 grade acum 2 zile. Iată, asta ar trebui să ne îngrijoreze cu siguranță. Și nu știu dacă e primul lucru pe care trebuie să-l facem, dar e primul lucru la care ne gândim, să creștem suprafața de spațiu verde. Cât spațiu verde există în acest moment în orașul Miercurea Ciuc și care este indicele de spațiu verde pe cap de locuitor? Contează indicele, pentru că suprafața orașului fiind, noi suntem aproape cea mai mică reședință de județ din țară. Indicele este de aproape 21 de metri pătrați pe cap de locuitor, dar în condițiile în care nu este puțin, pentru că vorbim de
domeniul public efectiv, dar de la orice bloc sau casă se poate ajunge în spațiu verde, înseamnă păduri, pășuni, deja la 500 un kilometru, 500 de metri, un kilometru, adică orașul cum e construit, cum este articulat pe zona Ciucului, este un oraș care are falii urbane și este foarte bine înconjurat de pădure. Deci asta înseamnă că oricând poți să ieși pe 500 de metri, deja în pădurile care sunt proprietăți private, dar sunt arhi prezente sau pășuni sau... Deci nu are nevoie Nu. cetățeanul din Miercurea Ciuc de un spațiu verde mai mare de 21 de metri pătrați, ziceți, pentru că generează locuri. Are nevoie că în momentul în care se lărgește zona urbană, acea lărgire a spațiului urban să corespundă și standardelor pe care trebuie să le ai în aproapele casei. Dar în sine, spațiul verde este ariprezent. Registrul spațiilor verzi există, se folosește bine? Există. Ce există? A fost și actualizat chiar primăvara acestui an. Bun. Din perspectiva transportului public, iarăși, pentru că atunci când vorbim despre schimbări climatice, de fapt, primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să reducem emisiile de carbon și o mare parte dintre acestea vin din transportul public. Cum stați? Cât de verde e transportul public Ca din să Miercurea vedeți Ciuc? cum stăm. Acum avem 7 autobuze diesel clasice, dar proiecte n-au stat. Avem deja achiziționate și livrate 21 de autobuze care merg cu propulsie de gaz comprimat. Acum se montează stația de gaz comprimat, deci din vară dăm drumul cu 21 de autobuze. Paralel, deja tot ce înseamnă elevi, adică elevii din Miercurea Ciuc au gratuitate în transportul public. Am început deja de anul trecut. De ce? Ca să pregătim ca din ce în ce mai mulți elevi să folosească acele 21 de autobuze. Poate 21 înseamnă puțin la acest interviu, dar văzând dimensiunea orașului Miercurea Ciuc este foarte ok. Și Dar după vorbim aceea... despre 21 de autobuze pe gaz sau Pe gaz, pe pe gaz, gaz? pe gaz. De ce Asta pe considerând gaz? că e un pic mai curat, dar nu era de fel de verde cum ar fi, eu știu, Da, ce. dar trebuie să luăm în considerare că suntem cea mai, una din cele mai friguroase localități din România. Suntem o urbe unde electrificarea trebuie să fie prezentă, dar trebuie să fie făcută chibzuit. Proiectul acesta a fost început acum câțiva ani de zile în care pe fonduri europene încă erau eligibile și proiectele pe gaz comprimat. Gazul comprimat este mult mai prietenos cu mediul decât cele diesel sau alte cu combustie internă folosind alt combustibil. Și am achiziționat, suntem în procedură de achiziție pentru 10 autobuze electrice pentru zona metropolitană, adică vrem să închidem și primele ineluri din zona metropolitană ca să scadă numărul de mașini care intră în oraș. Ce Așa că vă rog, spuneți. zona de transport public pentru noi va avea o dinamică foarte bună și cu cifre foarte pozitive în momentul în care aceste proiecte ajung la implementare Și dacă totală. veți avea un al doilea mandat, poate, nu? Sau Eu cum? doresc să sperăm că și cetățenii merg pe gândul că este bine să se continue proiectele care au fost începute. Ce lungime de piste de biciclete ați construit în mandatul dumneavoastră? Din nou, dimensiunea orașului este relativ mică, dar și în condițiile acestea Cu pot atât mai zic mult poate că fi traversată cu bicicleta. deja sunt axe pe care se putem traversa. Am construit în ultimii 2 ani de zile undeva în 3 km piste de biciclete. Anul acesta încă se vor construi 4 km piste de biciclete și ceea ce contează, printr-un proiect PNRR, vom reabilita încă 5 km și vom construi alte 5 km anul viitor. Și cu acest setul de măsuri, noi din fiecare colț al orașului putem traversa orașul mergând pe bicicleta, pe piste de biciclete. Avem 7 axe din care se poate intra în centru și se poate duce acasă. Este un lucru foarte important. Puține orașe vor avea această infrastructură, deci vom avea infrastructura de bază ca din orice colț al orașului poți să ajungi în siguranță cu bicicleta în centrul orașului, la școală și înapoi. Bun, la spații verzi și la transport mai aveți de lucru din punctul meu de vedere. Cum stați cu Normal, normal. managementul deșeurilor? Câți locuitori beneficiază de infrastructura necesară pentru a colecta selectiv deșeurile? Se colectează selectiv de ani de zile la Miercurea Ciuc.
atât la blocuri cât și la case. La case private, săptămâna, lunar, în două cicluri, se iau deșeurile reciclabile. La blocuri este permanentă. Avem noi proiecte pe digitalizare, asta înseamnă că vom digitaliza și preluarea deșeurilor. Este un lucru care este deja de mult Și ce în faceți cu... normalitatea urbei. Ok. Ce faceți cu ele? Ce faceți cu aceste deșeuri, cu Compa acele Noi avem o colecte? companie publică, din fericire, de management al deșeurilor. De aceea am putut să facem pași destul de devreme. Acea companie publică este rodul unui proiect fare de acum mulți ani de zile. Și compania publică, automat, ce este reciclabil, duce către reciclare, ce nu mai este, sau piața este foarte complicată, sunt anumite tipuri de deșeuri, acelea probabil merg și majoritatea merg atunci spre eliminare. Ați reușit Da? cu centrul acela de colectare a deșeurilor cu aport voluntar? Există? V-ați Și avem apucat de un el? proiect care este în implementare. Deci încă nu-l aveți, da? E vorba despre Dar la noi alte... deja lucrurile acestea se desfășoară lunar, deci lunar chiar fără acest proiect, în fiecare prima lună a săptămânii, la lună, fiecare prima lună a lunii se poate aduce voluntar orice cantitate de deșeuri care sunt atipice, dar sunt reciclabile. Bun. Asta e un lucru care ne lipsește foarte mult. L-am văzut afară în alte țări. De asta ne trezim cu diverse obiecte sanitare, deșeuri de la construcții, direct în pădure sau la marginea pădurii sau Corect. chiar în stradă. Bun. Despre calitatea aerului, să vă întreb, aș vrea să vă întreb dacă sunteți interesați să măsurați calitatea aerului și, în consecință, să vedeți ce aer respiră oamenii din Sunt orașele noastre. deja trei stații de monitorizare legate de la rețeaua națională și se va implementa încă o stație în plus, adică vor fi patru stații care vor monitoriza și monitorizează deja și vor monitoriza diferite tipuri de emisii noxe, poluanți, pentru că vorbim de diferite tipuri de surse de la care Cum vin. e aerul acolo? Chiar am întrebat ministerul, pentru că colegii mei vechi lucrează încă la minister. Datele spun că, de exemplu, anul trecut am avut 3 zile în care s-a ieșit pe PM10 din normal calitatea aerului. Problema la noi este de obicei iarna, când se face Se încălzesc oamenii când și apar pereții și când case. suntem într-o depresiune. Da. Depresiunea înseamnă inversarea mișcărilor de aer sau stagnarea aerului și atunci avem zile în care efectiv calitatea aerului poate să fie mai proastă, dar din păcate sau din fericire, greu de calculat, cu schimbările climatice avem din ce în ce mai puțină ceață. Iată un alt punct important pe care să-l puneți acolo în planul dumneavoastră, pentru că, nu știu, cu ce se încălzesc oamenii în Miercurea Ciuc? Pentru că știm foarte, se spune, se Noi suntem respirați aer dintre respirat. puținile orașe care mai au termoficare centralizată, de sistem de termoficare centralizată. Vrem să investim foarte mult, vrem să oferim șansa a doua pentru apartamentele care nu sunt la ora actuală conectate, pentru că este nevoie de această abordare. Majoritatea din oraș folosesc gazul, deja o parte a început să folosească și încălzirea electrică și Lemnele. există zona caselor unde și lemnul este prezent, dar nu este omniprezent. Adică gazul este relativ mai ieftin ca management, ca soluție decât lemnele. Aveți grijă mai mult de pădurile de acolo acum, pentru că ați fost la minister și știți ce se întâmplă și Știți că aveți o pădurile echipă care din să se ocupe transporturile de județul lemne. Harghita sunt una din cele mai bine menținute. De ce? Pentru că proprietatea privată de la început și-a pus amprenta. Deci n-a fost o mare furtul de pădure, era o situație în care era zona gri, adică nu era nimeni, nu e aproape pădurea. De aici, din fericire, cu posesoratele s-au făcut pași de la început. Și pe de altă parte, știți că suma lui cum arată la ora actuală a fost începută cu un proiect care a plecat de la Ciuc, cum noi eram foarte necăjiți de presiunea care venea din zona Deci industrială ziceți că asupra nu se mai taie pădurilor. ilegal sau... Că este a tăia ilegal este excepția.
Am înțeles. O ultimă întrebare. Așa sper să fie, să știți. Eu îmi doresc să fie asta, dar aveți această imagine că acolo în zona aia se taie mult Cine a și creat vine. imaginea? Eu știu cine a A, creat voi nu știu imaginea. A fost cine. o imagine politică, dar adevărul este că dacă ne uităm la măsurile care au fost luate pentru stoparea terorii ilegale, cele mai importante politici au venit din zona noastră. Pentru că tocmai am dorit ca să existe o transparență și toată digitalizarea a fost făcută de obicei când era un ministru de la UDMR la mediu. Ați văzut că și sumalul actual este, se poate păcăli și se străduiesc foarte mult acum autoritățile, noul ministru să nu se mai poată face acel. Deci se poate păcăli orice și știm cu toții astea. Eu Și m-aș bucura statul trebuie să fie dinamic permanent pe chestiile absolut, iar eu acestea, adică să nu se oprească. m-aș bucura foarte mult ca tot printr-o mișcare politică să ștergeți această imagine politică sau administrativă, cum vreți dumneavoastră, dar tare mult mi-aș dori Ar trebui să veniți la să ne Miercurea Ciuc spuneți că nu sau și să ne ați vedea că demonstrați asta. managementul pădurilor aici chiar este la un nivel calitativ foarte bun. Ultima mea întrebare de astăzi este: dacă astăzi ați mai fi ministrul mediului, care ar fi primul lucru pe care l-ați face? Vai, m-ați prins cu o întrebare foarte greu, foarte greu. Probabil că aș întări trasabilitatea deșeurilor. Cumva pe acolo aș începe, pentru că de acolo, neavând o trasabilitate foarte clară, și știu că se încearcă lucrul acesta, deșeurile nu mai au valoare pe piață, neavând valoare pe piață, nu există cerere către reciclare, neavând cerere către reciclare, toată lumea se duce către depozitare sau aruncarea oriunde pe colțul străzii. Deci, cumva, trasabilitatea deșeurilor ar fi primul pas pe care aș face. Și din perspectiva schimbărilor climatice, dacă fetița dumneavoastră ar veni de la școală și v-ar spune: uite ce am aflat eu, că lumea e în pericol și din această cauză, și ați fi ministrul mediului în România, ce ați Ce face? aș face? Două lucruri. Reîmpădurire continuate, că fonduri sunt. Și a doua chestie despre care nu se vorbește, dar ar trebui făcută, este reabilitarea mlaștinilor care au fost pierdute în România. Pentru că mlaștinile La zonelor umede, da. la zonele umede, au capacitatea de a capta dioxid de carbon, dar pe de altă parte reușesc să reechilibreze un circuit vital care înseamnă circuitul apei și dar circuitul apei se schimbă foarte mult dacă este sănătoasă. Din păcate, zonele umede aproape că au dispărut și asta au un impact direct asupra calității aerului, a biodiversității și a naturii în general. Să știți că o să țin minte aceste două lucruri. Eu știu dacă renunțați vreodată la primărie și mai ajungeți pe aici, pe la guvern, o să vin Tot cu ce mintea fac cu aceasta. drag, dacă voi avea intenția să din nou să ajung acolo, probabil că ar fi un scop pe care aș dori să le fac ca să mai schimbăm ceva. Vă mulțumesc tare, mult succes să aveți și să sperăm că veți avea în această campanie electorală și sper din toată inima ca oamenii din orașul dumneavoastră să vă ceară să pună presiune, astfel încât să devină mediul o prioritate pentru dumneavoastră, mai ales că ați fost ministrul mediului și pentru că este de fapt despre sănătatea, noastră. Tot Corect. ce faceți. Mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc, numai bine, la revedere. Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.